Bine ați revenit la întâlnirea noastră săptămânală. După cum sper că vă amintiți, v-am pus săptămâna trecută o întrebare legată de o călătorie la volan. Și într-un astfel de interval de deplasare cu viteză constantă, șoferul observă la un moment dat un indicator de orientare pe care se trecută printre altele și distanța până la ieșirea de pe autostradă care îl interesează pe el, cea pe care urmează să-și continue drumul. Distanța este scrisă cu 3 cifre, deci are forma ABC. După 25 de minute de mers, îi atrage atenția faptul că observă pe un alt indicator distanța până la aceeași ieșire, exprimată de data asta prin 2 cifre, și anume prin prima și ultima cifră din distanța pe care o văzuse inițial, dar acum scrise în ordine inversă, adică CA. Și după încă 25 de minute, șoferul vede din nou un indicator pe care distanța până la ieșire este exprimată prin aceleași 2 cifre, dar de data asta în ordinea în care apăreau în prima distanță, cea scrisă cu 3 cifre, deci distanța este exprimată acum printr-un număr care are forma AC. Știind toate astea, puteți spune 1. Cât mai are de mers până la ieșire? Câți kilometri mai trebuie să facă până la ieșire? Și 2. Pe ce viteză este setat tempomatul? Vă voi prezenta o rezolvare simplă, nu prea elegantă, pentru că presupune mai multe încercări, dar avem și 3 rezolvări matematice elegante, echivalente, le voi prezenta și pe ele pentru cei interesați. Deoarece automobilul se deplasează cu viteză constantă, trebuie să parcurgă distanțe egale în cele 2 intervale de timp de câte 25 de minute. Pe al doilea și al treilea indicator avem câte 2 cifre, ceea ce înseamnă că distanța dintre ele este mai mică decât 100 de kilometri. Nu pot să scap 2 numere pozitive scrise cu câte 2 cifre și să obțin un număr scris cu 3 cifre. Dar atunci și distanța dintre primul indicator și al doilea trebuie să fie mai mică decât 100 de kilometri, cele 2 distanțe fiind egale. Însă acest lucru este posibil doar dacă distanța citită pe primul indicator, distanța ABC, începe cu cifra 1, adică este 100 și ceva. Pentru că dacă, de pildă, primul indicator ar arăta 201 km, nu se poate ajunge la un indicator care arată o distanță scrisă cu 2 cifre, parcurgând o distanță mai mică de 100 de km. Deci, cifra A trebuie să fie 1. Și acum putem, prin încercări, să găsim pentru ce cifre C și B, diferența CA minus AC, adică distanța parcursă în al doilea interval de 25 de minute, este egală cu diferența 1BC minus CA, adică distanța parcursă în primul interval de 25 de minute. Și dacă încercăm pe rând cifrele de la 2 în sus, observăm că egalitatea despre care vorbeam este satisfăcută pentru C egal cu 6 și B egal cu 0. Și avem în acest caz distanțele 106 km, 61 km și 16 km, iar diferențele sunt 106 minus 61, 45 de km și 61 minus 16, din nou 45 de km. Din acest rezultat, reiese că automobilul parcurge 45 de km în 25 de minute, ceea ce înseamnă o viteză, calculată cu regula de 3 simplă, de 108 km pe oră. Deci distanțele de pe indicatoare sunt 106 km, 61 km și 16 km, ceea ce înseamnă că șoferul mai are de parcurs 16 km până la ieșire. După cum v-am spus, 3 dintre cei cu răspunsuri corecte, Denis, Dan Luca Dișmărescu și Daniela Carmen Băluță, au folosit metoda scrierii distanțelor în modul desfășurat în baza 10, așa cum vedeți aici. Prima distanță este 100A plus 10B plus C, a doua 10C plus A, iar a treia 10A plus C. Știm că diferența 100A plus 10B plus C minus 10C plus A
trebuie să fie egală cu diferența 10C plus A minus 10A plus C, din cauza că viteza automobilului este constantă. Și de aici obținem ecuația 108A plus 10B egal cu 18C. Ea are numere întregi, am pornit de la cifre, nu? O soluție unică, A egal cu 1, B egal cu 0 și C egal cu 6. Felicitări pentru rezolvarea frumoasă! Iar acum voi arăta, pentru un timp foarte scurt, astfel încât cei neinteresați de matematică să nu se plictisească, dar cei interesați să poată opri filmul ca să urmărească, rezolvarea folosind ecuații diofantice, adică cu numere întregi, făcută de domnul Dumitru Antonie, căruia îi mulțumesc și pe această cale. Azi vă voi prezenta o variantă a unei întrebări care a stârnit discuții destul de aprinse, o întrebare de logică, dar care a fost pusă la un concurs de matematică, nu strică să știți acest lucru. Dacă vă întrebați ce legătură este între logică și matematică, să știți că logica este unul dintre lucrurile care stau la baza matematicii și matematica are o ramură care se ocupă de logică. Nu vă pot spune acum unde s-a desfășurat concursul, deoarece nu vreau să căutați pe internet și să vă răpesc în acest fel plăcerea de a găsi singuri răspunsul. De aceea am și modificat întrebarea, încercând în acest fel să vă împiedic să găsiți varianta originală, dar cele două variante sunt, din punct de vedere logic, echivalente. Important este că va fi vorba doar despre logică, n-aveți nevoie de matematică ca să găsiți răspunsul. Și acum, întrebarea. Un om care minte întotdeauna face o afirmație despre un oraș. N-are importanță ce legătură are el cu acest oraș. Să presupunem că e orașul în care locuiește, dar, repet, acest lucru n-are importanță. Afirmația pe care o face este următoarea. Toate tramvaiele din oraș sunt roșii. Știind că, așa cum v-am spus, omul minte întotdeauna, care dintre afirmațiile următoare este cu siguranță adevărată? 1. În oraș există un singur tramvai roșu. 2. În oraș nu există tramvaie. 3. În oraș există cel puțin un tramvai roșu. 4. În oraș există cel puțin un tramvai. Și 5. În oraș nu există tramvaie roșii. Pe vinerea viitoare, până atunci vă doresc logică și succes. La revedere!